Da, este o stradă cu o lungime considerabilă, de fapt e calea Moșniței și al Băstrelelor, un grup de două străzi, cu o lungime totală de 2,24 km. Aici drumul era în ultimul hal, pe o porțiune nu a fost reparat de nici nu se mai știe când, iar pe alta au fost lucrări de canalizare. Și după ce am realizat canalizarea, desigur că se impunea să așternem cofor asfaltic. Prin această lucrare am asigurat o legătură mult mai rapidă pentru un număr mare de locuitori care trăiesc în această zonă a orașului, în câmpului Lunei, Babadochia, respectiv Cunț. Acum se poate veni de pe Stan Vidighin, se intră pe strada nouă pe care am realizat-o noi în această toamnă, apoi se poate merge fie pe Torac și se ajunge la podul Mihai Viteazu, fie se poate veni pe această nouă rută, pe calea Moșniței, respectiv pe al Băstrelelor, tot până la podul Mihai Viteazu. Drept urmare, se poate decongestiona traficul, asta pe de o parte, pe de altă parte, cetățenii au la dispoziție, în funcție de destinația sau locul de unde pleacă, cel mai avantajos traseu. Cel mai mare câștig ar fi dacă s-ar reuși să se poată trece podul de la Ghiroda pe aici și atunci am avea o nouă rută către aeroport. După cum știm, în diverse perioade ale zilei este foarte aglomerat drumul spre aeroport până la ieșirea pe calea Lugojului, mai precis. Ei, pe aici am avea o rută alternativă care ar descărca foarte mult traseul folosit actualmente. Se va putea ajunge pe aici la Moșnița Veche, trebuie ca și Comuna Moșnița Nouă să realizeze partea de drum care aduce până la granița cu municipiul Timișoara. De aici, de unde suntem noi acum, e o distanță de câteva sute de metri până la canal, iar de acolo, de la canal, este domeniul Comunei Moșnița Nouă. Ei, noi facem într-un timp extrem de scurt lucrarea care ne revine pentru a asigura acel racord, dar nu i-am dat prioritate acum pentru că așteptăm să se pună în mișcare și Comuna Moșnița Nouă.